Bună dragilor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și pe acest canal de YouTube îmi place foarte, foarte, foarte mult să vorbesc despre parfumurile Middle Eastern slash arabești și parfumuri în general. Însă 99% din conținut... scuze... Este cu și despre parfumuri middle eastern Dacă și dumneavoastră sunteți în aceeași zonă de interes Nu uitați să apăsați butonelul de subscribe Implicit clopoțelul Pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou Treaba aceasta este total gratuită Nu vă costă nimic să vă abonați Să vizualizați videoclipurile Să dați un like Să dați un comentariu Să distribuiți și așa mai departe Și... Ați văzut deja din titlu Mega Hall Dubai Collection? Și da, spun Mega Hall deoarece sunt 14 parfumuri. 14 parfumuri despre care vom vorbi, adică voi împărtăși și cu voi primele mele impresii. Însă, până atunci, dacă nu v-ați făcut o ciocolată caldă, dacă nu v-ați luat un fresh de portocale sau o sticlă mare cu apă plată, puneți-mă pe pauză, mergeți luați-vă, că, nu știu, sper să nu fie mai lung de o oră acest videoclip. Iar, my scent of the day, astăzi, joi, 26 septembrie, este muhib de la Atur al Ahlam, sub brand al casei Fragrance World. Muhib, mai am nițel din el, însă mai am o sticlă, pentru că pur și simplu iubesc acest parfum. Urmează să vă fac și recenzia sa. El este un ADN inspirat de Gentle Gold Fluidity de la MFK. Ai vanilie, ai ambră, ai ceva caramel, ai aerul acela de old money, cum se spune. Este mega, mega feminin, elegant, dens, perfect pentru toamnă. Și da, și pentru acesta, și pentru absolut toate parfumurile. Ce le veți vedea astăzi, dacă vă de ceva, eu nu instig pe nimeni să cumpere, însă dacă considerați că ceva este pe placul dumneavoastră, întâi și întâi de toate, achiziționați mostre, cum mereu vă sfătuiesc, nu full size, evitați pe cât posibil blind buy-urile. Codul ROJ25 va aduce un discount de 10% și da, cei de la Dubai Collection în momentul de față au reduceri de toamnă pe site iar codul ROJ25 se aplică în continuare, chiar dacă parfumurile sunt deja reduse cu 15 și 18%, dacă nu mă înșel eu. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Sper eu ca tot astăzi, joi, undeva pe seară. Și voi începe și da, la fiecare în parte, ca să știți, am aici câte un blotter unde am pulverizat prima dată parfumul ca să vă pot, fiind 14 parfumuri, am zis să pe un blotter să vă vorbesc cât de cât despre deschidere, iar aici să am dry down-ul final. Vorbim, l-ați văzut deja, despre un parfum al casei Volare, sub brand al casei Latafa și este vorba de Dignity, inspirat, spun ei, pe site din Decadence Mark Jacobs. Am și acel parfum, e pe post de moaște sfinte. Mai am ceva din sticla mea de 100 de mililitri, dacă nu mă înșel. Și da, îl aștept și pe cel de la Fragrance World. Vi-l pe undeva pe aici, tot inspirat din acela ADN. Și voi face un clip de tip versus între cele trei. Bun, ce am uitat eu să vă spun. Aceste parfumuri, ale casei volare, varianta de 30 de ml, vin fără folia aceea de protecție, fără țipla aceea, da? ca să știți. Sticluța lui Dignity este nuanța aceea de verde smarald, verdele meu preferat, din totdeauna și... Să vedem, la fiecare parfum, ca de obicei veți avea notele pe undeva pe ecran, să vedem cum este deschiderea. Și da, mi-am mi băgat o blotărul în nas. Bun. Este un parfum extrem de sexy, de decadent, ca să fac un joc de cuvinte. Da, are aerul acela ușor melancolic, dacă doriți, însă nu este un parfum vintage. Și aici, din start, resimt cea mai frumoasă combinație, dacă doriți, de prună și trandafir. Aceste două note le resimt încă din deschidere. Iar, da, către dry down-ul final, cum să spun eu, capătă o profunzime, devine dulcele acelea ușor dark, ușor întunecat, dacă doriți. Nu este, cum să spun eu, acel... Nu este acel dulce din muhib, dacă doriți, da? Ca să vă fac o paralelă. Este un alt fel de dulce, dulce la acela matur, senzual, sexy, misterios. Este fiind de tot pudrat, iar pe ansamblu din ceea ce mi-aduc eu aminte, pentru că v-am spus acel decadent Mark Jacobs este pe post de Moaște Sfinte și mă uit în acea direcție pentru că în acel dulap este. <laughs> se duce destul de mult în zona sa. Însă, pentru câți mililitri avem aici? 30 de mililitri, undeva la 29 de lei, dacă nu mă înșel. Din punctul meu de vedere, după părerea mea, nu aveți ce să dați greș cu el. Încă din deschidere, deschiderea este ușor suculentă, dacă doriți, datorită acelui acord de prună. Însă v-am spus, pe măsură ce se dezvoltă în dry-down-ul final, capăt acea um, dulceață senzuală, matură, dar din nou, mă repet, nu vintage, dar dulceața aceea ușor întunecată. Și da, în, din punctul meu de vedere, în opinia mea, uh, eu una, dacă aș merge la școală, la facultate sau așa mai departe, nu aș purta acest parfum. Însă l-aș purta atunci când, nu știu, ies cu fetele, ies cu iubitul, în astfel de situații. Dar foarte, foarte fain. Acesta mi-a plăcut enorm, enorm. Și am ales să fac un haul deoarece eu am avut o comandă, inițial vream să fac un unboxing, apoi am ajuns la ei la sediu, am plecat de acolo cu alte parfumuri, zic hai să fac haul, iar Fixa seară, da, miercuri seară, mi-a ajuns încă o comandă cu două parfumuri, și zic băi, mai bine le deschid pe toate și vorbesc despre ele, facem un hol. Uh, Următorul despre care vom vorbi este Rusul, cum îmi place mie să spun, sau cum se numește el de fapt, Mauj Moscow Mule. Și da, mi-am uh, întregit uh, colecția. Ce frumos l-am prezentat invers. Tanana, reluăm. Acum am toate cele trei mauci, ca să spun așa, și cât de curând voi. cât de curând, după ce se așează și nenicul, după ce îl voi purta și pe el, voi putea face recenzia între gigame. Și da, aici. Aici am dry down-ul final. Bun. Nu v-am arătat sticla, mă, mă grăbesc să pulverizez. Este fix aceeași sticlă precum uh, uh, Mauge Tini și Mauge Cognac Blaze, doar că de data aceasta este brumată, cum îmi place mie să spun. Foarte, foarte faină. Și da, este inspirat din uh, Blue Moon Ginger Dash de la Killian și din acesta dau decât o singură pulverizare. Se deschide... Foarte, cum să spun eu? Citric, ozonic, dacă are sens. Uh, citric răcoritor, mai degrabă. Este și aromatic, este și genul acela de parfum clean, curat, în deschidere. Dar, pentru mine, uh, acest uh, rus, cum îmi place mie să-i spun. Este pur și simplu un pahar mare cu martini, culmea. Ei listează vodka, însă pentru mine este un pahar mare cu uh, martinii, o frunză de mentă, ceva ghimbir măcinat pe deasupra și multă, multă gheață. Um, izul acela, acordul acela ozonic, mă duce cu gândul către uh, gheață, da? Îmi zugrăvește gheața din acest peisaj, dacă doriți are și o fină atingere pudrată pe undeva pe acolo, este clar, genul de parfum absolut total, total unisex, iar, oh, doamne Dumnezeule, aici am dry unul final și exact cum v-am spus, um, nu, chiar dacă ei știu sigur că listează că în note, nu vă gândiți la ceva buzi. Acum, la un prim nas și la o primă impresie, fără să-l port, acest Mauge Mask of Mule din toată seria Mauge Pertini Mauge Cognac Blaze mi se pare cel mai slab în sensul de buzi. E cel mai fin buzi din toate cele trei. Da? Nu este nimic de speriat. Categoric este 100% unisex. Din nou, genul de parfum pe care eu l-aș duce către absolut orice sezon. Îl poți purta primăvara, vara, toamna, iarna, dacă ești în zona parfumurilor curate, oarecum, curat aromatice, dacă doriți. Dar da, foarte, foarte, nu știu. Foarte mult mi-a plăcut. Foarte, foarte mult și cu siguranță vom vorbi despre el. Acum. Mă umflă deoarece vom vorbi despre un parfum, da, deci am trai da unul final aici, care se numește Sidra și vine de la casa Mam al Ud. Tot sub brand al casei la tafa din ceea ce am înțeles. Aceasta este cutia în care vine acest sidra. Și de ce râd? Pentru că atunci când am ajuns la uh, sediul celor de la Dubai Collection, uh, CEO, da, CEO, big boss, mi-a spus, uh, hai să-ți dau să miroși un parfum super fain. Eu fiind, acum fac caterincă, da, semnalizez, că nu toată lumea știe, eu fiind această guru a parfumurilor arăbești, eram ceva la modul... Hmm ce îmi dai să miros, la care el mi-a spus ceva ce miroase a gumă de mestecat cu aromă de pepene galben. Și eram poftim, gumă de mestecat cu aromă de pepene galben. Haideți întâi să vă arăt sticla, genul de sticlă tipică Middle Eastern, dacă doriți. Capacul acesta este metalic. Așa arată sticluța aici, scrie Sidra Eau de Parfum, pe spate la fel. Bun, voi veți avea notele pe gran. Sincer să fiu, mi-a trăsese atenția acest Sidra, atunci, da, și atomizorul este foarte, foarte fain. Atunci când l-am văzut pe site, însă, Doamne Dumnezeule, da! Um... Și acolo am avut o reacție destul de asemănătoare, zic, da, zic chiar ai dreptate, e ceva. Ce te poate duce către, cu gândul către o gumă de mestecat cu aromă de pepene galben, însă pe undeva pe acolo mai este și genul acela de pară zemoasă, dulce, delicioasă. O cum să spun eu? O fină Spre infimă atingere sărată. Cel puțin eu nu-l percep atât de sărat încât, vai de mine, țipă avară și nu-l poți purta decât vara. Categoric nu. Este și, din nou, o atingere ușor exotică. Este și o tenta acvatică dacă doriți. Însă, clar... Nu are nici cea mai mică legătură cu izurile, pur middle eastern, nu, din contră. Este cel mai girly, jucăuș, uh, parfum fructat, aș, floral fructat, deoarece tenta aceea exotică e dată de ceva floare, pentru că nu resim niciun fruct exotic aici, un floral fructat de zi cu zi și când spun de zi cu zi, Clar, e genul categoric 100% feminin, nu știu dacă am spus lucrul ăsta, hai să iau și dry down-ul, care da, este o delicioșenie. Genul de gurman floral fructat, dacă există așa ceva. Da, pe măsură ce se așează, presimți acele fructe, acea pară, da? în momentul în care se așează, da, este și izul acela în continuare de Pepe Negalben, însă parcă în dry down-ul final para strălucește mult mai mult. E genul acela, nu știu cum să spun, ai o zi proastă, nu știi ce parfum să folosești, îl poți lua pe Sidra. Mergi la cumpărături, mergi la sală, mergi în parc sau pur și simplu stai în casă și vrei un parfum care să îți schimbe starea, cu siguranță Sidra. Asta doar dacă ești exact în această zonă. A parfumurilor girly, gurmande, fin gurmande, floral, fructate, jucăușe, dar categoric. Foarte, foarte fain. Și ce m-a surprins? exact cum v-am spus, nu are absolut nimic, nimic de listă. Dar nimic. Nimic. Foarte, foarte fain. Următorul parfum vine de la aceeași casă, și anume, m-am. Spuneam o prostie. M-am lacat al ud și vorbim de data aceasta despre Razan. Razan, de când am ajuns la ei, mi-am dorit să-l testez, deoarece sticluța, când am văzut-o pe site, mi s-a părut ca <laughs> Și da, știu că multora dintre dumneavoastră s-ar putea să vi se pară chici, însă aceasta este sticluța. Da, forma este identică cu rua de la Paris Corner și rua Radiance. Aici este o din metal, culmea, iar capacul este acesta. Acest fluturaj, da, cum se vede mai bine, cu ceva pietricele și pe, nu știu, nu știu. M-a furat sticla, da, <laughs> vă spun sincer, m-a furat sticla în legătură cu acest razan. Știu că este undeva la 100 de lei, oricum în bara de descriere veți avea link pentru absolut fiecare din parfumuri, iar acest razan, da, mă duce cu gândul către un parfum din zona de designer, însă nu pot pune degetul pe care anume. Nu pot să spun este X parfum, este inspirat din X parfum sau este inspirat de Y parfum. Și dacă v-am v-am spus că este genul acela de parfum, care, genul de aromă care mă trimite automat cu gândul către zona de designer, ei bine și acest razan este la fel ca sidra, adică nimic middle Easter. Nu miroase a parfum nu sunt nicio formă nu. Este fructat, se deschide fructat și din treaba asta fructată aș putea pune degetul pe un măr, dar genul acela de măr dulce, zemos. Da, mi-a lăsat senzația de apă în gură. O piersică cărnoasă și dulce, uh, o adiere de mandarină pe undeva pe acolo și da, este la fel ca sidra, în opinia mea. Nu spun că aceste, a doua sunt, aceste două parfumuri sunt asemănătoare, dar cu siguranță sunt, nu știu, acele parfumuri de zi cu zi le poți purta oriunde, nu-ți impune nu știu ce ținută, nu-ți cere un anumit eveniment și așa mai departe. De altfel, după cum miros, în opinia mea, sunt cele mai safe, aș putea spune, din cele despre care voi vorbi astăzi, pentru a fi făcute cadou. Nu, cum să spun, e genul acela de aromă pe care orice doamnă sau domnișoară o îndrăgește. Acest razan, da, pe măsură ce se dezvoltă, apare izul unei flori de portocal, dar din nou când spun floare de portocal, gândiți-vă, că știu că sunt multe iubitoare aici, de rar peșen de la Afnan. Gândiți-vă la genul acela de floare de portocal, nu la, la seva unei flori de portocal, da, floarea de portocal dulce, nu la um, acea floare de portocal cu subton de neroli și așa mai departe. Iar în dry down final devine um, mega cremos, fiind de tot lemnos, dar foarte, foarte fin undeva în fundal. Însă, uh, lemnul de santal din dry down final e genul acela de santal uh, cremos, untos, dacă doriți, care pur și simplu îmbrățișează nebunia asta fructată și dulce. Dar foarte, nu știu, mi-a plăcut. Mi-a plăcut enorm. Și da, în continuare vă spun, uh, genul acela de parfum foarte ușor de iubit. Nu este nimic complicat. Um, chiar dacă spun de zi cu zi, uh, nu-l duceți nici către latura juvenilă, puerilă, nu știu, mie îmi place. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Acum, un alt parfum ce, tot așa, eram în dubii. Pentru că eu am deja un dup pentru uh, Flor Narcotic, Flor Narcotic, da, Flor Narcotic, de la Fnan. Uh, acum ceva timp în urmă, pe grupul meu de Facebook Frec Family, era o adevărată isterie cu ghilimelele de rigoare pentru, o să vă inserez pe undeva pe aici, această inspirație de la Casa Fragrance World. Însă, din nou, CEO mi-a zis, testează asta. Și asta vine de la MPF, cum îmi place mie să spun, adică My Perfumes, Fleur de Hypnotic. Și da, aceasta este cutia în care vine acest parfum. Și, hai să nu fac eu vreo boroboață, se deschide așa, și da, aici am dry down-ul, și aici este parfumul. Sticla, da, este foarte de acolo și, a, ce mi-a plăcut foarte mult, aici, în interior, aveți și notele pe capac, în interiorul cutiei. Foarte faină prezentarea, foarte, foarte faină. Din nou, pentru un parfum, 115 lei, dacă nu mă înșel. Sticla este foarte grea, masivă, bine lucrată, are detaliile acestea în lateral. Capacul este metalic, nu este magnetic însă din nou. E genul de capac care poți lua sticla direct de capac și nu, nu stai cu teamă că o să-ți pice sau așa mai departe. Hai să vedem deschiderea. Da, este inspirat de flor narcotic, dacă nu am spus, dacă am spus, mă repet. Și în afara faptului că um, este o reinterpretare destul de reușită a acelui ADN. Știu că, fiind acolo la el la sediu, am zis, zic ok, zic miroase bine, într-adevăr, chiar miroase bine. Zic, dar hai să facem o comparație cu acel, acea inspirație de la Casa Fragrance World, care a avut mare succes pe grupul meu de Facebook, Frag Family. Iar am pulverizat acest flor de hipnotic pe un ploter și acea inspirație pe, de la Fragrance World pe un alt blotter. Faza cea mai cea mai tare, în opinia mea, este faptul că acest uh, flor de hipnotic pur și simplu bubuie de la prima pulverizare. A bătut, dacă doriți, acea inspirație de la Fragrance World. Este mult mai in your face, este același ADN, uh, dar cum să spun, Chiar dacă vin și vă spun că este mult mai in your face și e fix același lucru, doar că este mai puternic, nu mergeți cu gândul că ar fi mai ascuțit sau ceva mai sintetic în comparație cu acel parfum nu, categoric nu. E genul acela de parfum super curat, floral, fructat din nou. Poate fi cu ușurință acel parfum semnătură pentru orice doamnă și domnișoară E genul de parfum ce îl poți purta la birou, ce îl poți purta la școală, la facultate, absolut oriunde și oricând Nu este um, un parfum care să-ți impună o anume ținută, o anume situație, un anume eveniment și așa mai departe Ca profil olfactiv în sine, din nou, este genul de parfum ce îl poți purta primăvara, vara, toamna, iarna nu este și încă ceva dacă nu cunoașteți acest uh, profil olfactiv, din nou, nu are absolut nimic middle Eastern, absolut nimic. Este o piersică zemoasă pe undeva pe aici, are și o fină de tot atingere citrică, are și un bujor care, nu știu, Parcă înviorează toată atmosfera, dacă doriți, iar în dry down final este genul de, cum să spun eu, um, ultimate clean girl scent. da. Și cu asta am spus tot. Este cea mai cea aromă pentru acea fată um, curată, cum se spune izul acela de proaspăt și din duș, dar și feminin, dar și o idee în zona parfumată, dacă are sens. Exact cum v-am spus, este pur și simplu, nu știu, îl văd oriunde și oricând. Nu deranjează pe nimeni cu nimic, nu e ceva strident, nu e ceva... Nu e nici prea mult pentru job, nici pentru școală, dar nu e nici prea puțin pentru o ieșire în oraș. Cel puțin pentru mine și pentru gusturile mele. Și da, Acum facem un mic disclaimer, știu că multă lume, multe doamne și domnișoare mi-au cerut un clip cu genul acesta de parfumuri de zi cu zi, um, nu știu, legere și așa mai departe. Urmează și acel clip. Încerc să mă tot uit și cât timp a trecut, încerc să vorbesc pe repede înainte, oricum ca de obicei. Urmează să le port vor apărea în clipuri, în topuri, selecții, recenzii și așa mai departe. Ceea ce vă prezint acum sunt pur și simplu primele impresii. Ele sunt deschise ieri și pulverizate, da? deci nu au avut nici acel timp în care să stea și așa mai departe. Bun. Acum, trecem la un alt parfum de la My Perfumes și se numește Rouge Lights. Și vine în această cutie. Foarte faină prezentarea. Aici aveți și notele listate. Iar acest parfum se inspiră Rouge Lights din Rouge Malachite. Așa este sticla. are acel fund dublu. Este încă una din culorile mele preferate, pentru că da, unde e micuțul acela Dignity? Unde l-am pus? L-am pus, da, l-am pus înapoi în cutie, dar și cutia e aceeași culoare. Pentru că, de fapt, pentru asta mă am să vă spun că aceste două sunt culorile mele preferate. Verde, smarald și roșu. Bun, hai să vedem aici am dry down-ul final, luăm un alt blotter, să vorbim puțin despre Rouge Lights de la My Perfumes. Și da, mă vedeți că pulverizez doar un singur puf, cum spun eu, deoarece fiind 14 parfumuri, nu vreau să-mi bubuie capul pe ziua de azi. Și aici este un parfum și da, mă umflă râsul deoarece știu că pe site-ul celor de la Dubai Collection anul trecut sau acum 2 ani a fost un parfum inspirat din același ADN de la Maison Asrar sau Gulf Orchid, nu știu pe undeva pe acolo. Parfum pe care eu nu l-am avut în sticlă full size deoarece uh, mi-am comandat la acel moment un decant, o mostră și am zis ce e asta a mi no mi piace, a mi nu me gusta, <gângu'> nu-l vreau și așa mai departe. Însă, ce au făcut o om omușorii, omuleții aceștia de la My Perfumes, nu știu, pentru că aici este cu și despre tuberoză. Și știți că eu nu prea sunt cu și despre tuberoză, dar... Este genul acela de tuberoză caldă, cremoasă, picantă, dacă are sens, deci e ceva așa de nu prea știi de tine. Și pe undeva prin fundal începe treptat, treptat să-și facă apariția o ambră care o face, cum să spun eu, să fie și delicioasă cu uh, ghilimelele de rigoare. Și da, nu știu, nu știu, ori mi s-a maturizat nasul, ori Um, Nu-mi plăcea acel profil olfactiv, acea reinterpretare și aceasta îmi place pentru că pur și simplu, da, chiar îmi place. Deci chiar îmi place. Este și un benzoin pe undeva pe aici. Se resimte, dacă nu sunteți iubitoare și spun iubitoare pentru că în opinia mea este genul acela de parfum pur feminin, um, dacă nu prea vă înțelegeți cu acea notă, oricum, și dacă vă înțelegeți cu acea notă și dacă nu vă înțelegeți, cel mai bine luați o mostră, un decan din acest parfum. Um, genul acela de tuberoză luminoasă, dar cremoasă. Genul acela de parfum floral alb elegant, fără vârstă, categoric fără vârstă. Iar în dry down-ul final, da... În dry down final e una cel puțin resimt acea tuberoză cremoasă, pur și simplu benzoinul de aici, nota de benzoină devine mai proeminentă, dar totodată și nota de ambră. Deci în bază, în dry down final, eu resimt genul acela de tuberoză cremoasă, acompaniată de benzoin și... O ambră foarte, foarte profundă. Dacă are sens. Dar, da, e din nou un parfum care nu știu, nu l-aș purta la școală, <gâng> nu știu de ce, l-aș purta la o întâlnire, l-aș purta în astfel de situații. Adică, mi se pare că e genul acela de parfum care oarecum te forțează cu ghilimelele de rigoare să fiind îmbrăcată mai elegant, să mergi într-un alt fel de loc, da? genul acela de aromă. Cel puțin așa mă duce pe mine cu gândul în momentul de față. Și am terminat cu partea ă, stângă și trecem în partea dreaptă. Minutul 31, hai că sunt bine. Acum, acum e acum. Um, am testat un parfum, chiar dacă eu aveam coletul um, acasă, doar că era nedeschis, pentru că eu tream cu impresia că o să vă fac un unboxing. Și când am ajuns la ei și am văzut acest parfum, l-am testat, pentru că eram mega, mega curioasă. Doina, te pup din suflet, fii pe fază, atât o spun. Vorbim de data aceasta de un parfum al casei Paris Corner și anume Rua Radiant Roses. Care, da... Vine acest, în acest ambalaj: Ciclam. Ciclam și Auriu. Și. Deci, încep cu Deci. Nu vreți să știți ce nerăbdătoare am fost eu despre. în legătură, mai bine spus, cu acest parfum, care, ce să vedeți, este cu și despre trandafiri. Iar sticla, exact cum vă spuneam, razant, este aceeași sticlă. Aceeași, da? Și Rua, prima variantă, cel inspirat din Delina exclusiv, are aceeași formă, și ciucurel, și trandafir la capac, doar că la Rua este cu alb, dacă nu mă înșel. În fine, sticla este demențială. Eu, una personal, nu mă veți vedea niciodată îmbrăcată undeva cu această culoare, nici măcar în casă. Însă, această sticlă îmi place maxim și nu este, mat, este brumat, însă, vedeți, se vede lichidul din interior, dar nu este, nu este mat. Să nu puteți vedea, înțelegeți voi că deja mă afund în detalii și uite esențialul. Iar, acest parfum este, vai de viața mea, din start vă spun, eu acea uh, neiubitoare, dacă doriți, a notei de trandafiri. Îmi place Rua Radiance de Nu Mai Pot și, vai de viața mea, um, acest parfum, <laughs> vreau să spun parfumul ăsta, da? acest parfum din start, de când l-am testat, mi-a zugrăvit următoarea poveste. Gândiți-vă la trandafirul din Delina. Da? Luați acel trandafir din Delina, înlăturați acordul de rubarbă, în deschidere îi adăugați niște citrice, însă când spun citrice, nu mergeți către zona produselor de curățenie, pentru că asta nu este nimic stringent aici citric fiind de tot îndulcit, dacă are sens, deci nu este citricul acela care, da, care te zgrie pe creier, cum spun eu. Și da, îmi lasă treptat, treptat senzația de apă în gură, deoarece după chestia aceasta, după faza aceasta citrică, îmi lasă senzația de lămâi confiate, deci citric dulce, iar apoi, imediat după treaba aceasta, este ceva ce mă duce cu gândul către ciocolată. Da? O ciocolată cu cremă, dacă doriți, de portocale și uh, lămâi. Nu știu cum să descriu în cuvinte. Știu că pur și simplu asta văd. Dar țineți cont de faptul că pe toată durata acestei uh, picturi. Trandafirul din Delina este acolo. Este cu și despre Trandafirul din Delina. Dacă doriți, acest Rua Radiant Roses ar putea fi cu succes un flanker pentru Delina, varianta inițială de la PDM. Este o reinterpretare, dacă doriți. Dacă iubiți acela DNS și rubarba de acolo vi se pare prea mult, sau dacă iubiți acela de dar totodată sunteți acele uh, doamne gurmande cu ghilimelele de rigoare, cu siguranță Rua Radiant Roses pur și simplu um, înglobează absolut tot ceea ce aveți nevoie într-un singur parfum. Iar dry-down-ul final. Este ceva și da, îmi lasă gura și mai puternic, îmi lasă senzația de apă în gură și mai puternic în dai down final Deoarece este vanilat cremos și mă duce pe alocuri cu gândul către um, un desert, tot așa, middle eastern, desert turcesc, dacă vreți um, Niște bucățele de ciocolată, dacă găsesc eu poză o să vă inserez pe undeva pe aici este genul acela de ciocolată făcută în casă, în care pur și simplu se adaugă acele petale de trandafiri. Trandafiri aceia pentru dulceață, specifici. Însă, însă, um, chiar dacă eu spun că mă duce cu gândul către acel desert, trandafirul de aici, din Radiant Roses, este acel trandafir tânăr din Delina. Eu, în acel puțin în Delina, percep un trandafir tânăr. Nu știu... Este demențială, deci este categoric 10 din 10 Pur și simplu, exact de ceea ce mi-a fost teamă, nu mă întrebați de ce, dar mi-a fost teamă de acest parfum Pur și simplu îl ador, îl ador, nu am ce să-i reproșez Și știu de la RUA, de la prima variantă, că de fapt sunt curioasă dacă acum se aplică aceeași regulă dacă într o săptămână se va schimba, pentru că rua prima variantă, timpul de uh, macerare a fost de șapte zile. Sunt, dacă de acum acest rua Radiant Roses miroase așa. Nu știu cum uh, cât de gourmand va fi după o săptămână, pentru că da, este treaba aceea gurmandă acolo în continuare. Eu în acel puțin așa îl percep. Dar exact cum v-am spus, gândiți-vă la toată pictura aceasta um, cu trandafirul de linei de la început până la final. Pentru că da, este prezent acolo. Acum, acum, trecem la... Da, și cred că este bombița pe această latură strict de parfumuri feminine din acest hol. Și da, este bombiță. Vorbim aici despre Paris Corner Ibisco Nirvana. Un extract de parfum de data aceasta care vine în această prezentare 65 de mililitri extract de parfum și momentul în care eu am dat țipla jos știți ce am făcut nu trăgeam ca disperata de partea asta când colo ce să vedeți. Iote. Genul de prezentare pentru care cei de la Paris Corner ar trebui să facă un manual de instrucțiuni pentru mine, în mod special. Și sticla este extrem de grea. Ea are 65 de mililitri, însă are acel fund dublu, are și pereți dubli dacă doriți. Așa arată, da? Deci este dublată, triplată, cum spun eu și tot ce vreți. Aici avem Ibisco Nirvana pe capac Peris Corner pe atomizor un capac foarte greu de metal, dar sticla în sine, vă jur, este extrem de grea. Extrem de grea, adică din tot ceea ce am, pentru că mai am sticluțe de 60 de mililitri și de 50, aceasta este extrem de grea. Bun. Și Bineînțeles, un, o altă reinterpretare a lui Hibiscus Mahajad. Și din acest parfum dau decât o singură pulverizare pentru că este exact cum v-am spus de la bun început, bombă. bombă. Am și varianta și reinterpretarea celor de la Fragrance World pentru Hibiscus Mahajad. Am și reinterpretarea Hadlaj pentru Hibiscus Mahajad. Însă, acest Ibisco Nirvana uh, extract, tind să cred că din cauza asta, este nuclear Și da, chiar e genul de parfum nuclear Și în afara faptului că e un parfum nuclear, um, e genul de parfum oarecum mai complicat Sper că nu se aud de pe filmare, dar vecinul a început din nou să bată cuie sau ce-o face el acolo um, E genul de parfum... Complicat, dacă are sens, nu este ceva ușor de plăcut. Nu este genul acela de aromă mainstream, nu este genul acela care te duce cu gândul către zona de designer, a văzut, plăcut, purtat, iubit și așa mai departe. Nu, categoric nu. Nu este un floral obișnuit. Ai aici și o piele, ai aici și uh, ceva mentă, ai și ceva scorțișoară. E genul acela de... A, uh, Floral pentru o femeie matură Și din nou, nu mergeți cu gândul către latura vintage Nu, categoric nu Însă e genul acela de aromă ce poartă o femeie matură O femeie care nu are de demonstrat nimic nimănui Care știe cine e, care știe ce poate Care nu-i pasă de, de nimeni din jur pur și simplu genul acela de parfum. Categoric nu-l poți purta oriunde și oricând, din nou, în opinia mea, și am aici trai da unul final. Doamne, Dumnezeule! Floral pielos. Deci e ceva ce mă face să încadrez acest parfum în această zonă. Floral pielos. Dar când spun piele, nu mergeți către pielea aceea cu iz benzinos, că mai sunt parfumuri cu uh, notă de piele ce vin la pachet și cu un iz benzinos sau ceva ce te duce cu gândul către combustibil sau zona industrială, nu, categoric nu, nu. Dar da, și e genul acela de parfum nivel 100 de atenție. Te-ai dat cu ăsta și nu știu. Nu este genul de parfum pe care eu una să-l recomand unei doamne sau domnișoare timide. Nu, pentru că dacă te-ai dat cu ibisco nirvana, toată lumea se va uita la tine. Categoric. Fără să aibă acel timp de macerare. Din nou și pe acesta aseară l-am deschis, însă este nuclear, cum se spune. Da? 2, 4, 6. Mai avem 6 parfumuri. Hai să ne mișcăm o țără mai repede și. Um, am eu o glumă și am de reglat niște conturi. Următorul parfum, bună ziua, domnul Dan, am pungă, uh, este de la Casa Arabiat Prestige și este frățiorul sau suriorul lui uh, Blueberry Mask și anume Cranberry Mask Ete, așa arată, fix precum ambalajul lui. Uh, Blueberry Mask, doar că A, și sticla este la fel, doar că are altă culoare. Și când am văzut acest parfum, l-am comandat, îl aveam în colet acasă, însă când am ajuns la ei, din nou l-am testat, pentru că SIO mi-a spus... Hai să miroși un parfum de prințesă. Și sinceră să fiu, da, e ceva aici. Nu știu. Știu că pe YouTube, cel puțin pe YouTube-ul extern, deoarece la noi abia acum au apărut aceste parfumuri la Dubai Collection. În YouTube-ul extern treaba este total împărțită. Adică um, Creatoarele de conținut, cel puțin cele pe care le urmăresc eu, preferă Blueberry Mask și Cranberry Mask m e mm pentru ele. Însă, Cranberry Mask este divin. Este divin, pur și simplu. E ceva în deschidere, resimți izul acela de merișoare, dar totodată este și ceva fiind de tot acvatic, dar dulce totodată. Este o frezie acolo și știți că eu am o slăbiciune pentru nota de frezie și da, se simte bine. Iar pe măsură ce se dezvoltă devine mai compact dacă are sens, mai dulce totodată și am aici dry down final. Dry down final care este cu și despre o vanilie cremoasă vanilie cu santal, aș spune eu, însă, categoric, nu știu cum să spun, e pe cât de oarecum simpluți, pentru că nu e genul acela de parfum polarizant sau să-ți dea lumea peste cap sau e ceva liniar dacă doriți. Nu sunt mari, mari dezvoltări în acest parfum. Însă, din nou, nu miroase absolut nimic Middle Eastern. Este dulceag, fructat, cremos, fiind de tot apos în deschidere, însă pe măsură ce se dezvoltă treaba aceea dispare și devine mai compact, mai închegat, dacă doriți. Nu știu, nu știu cum să... Pur și simplu, da, fix așa spune și eu, parfum de prințesă. Este ceva acolo ce te duce așa cu gândul către o doamnă sau o domnișoară feminină, nu știu cum să spun eu, fragilitatea aceea feminină, dacă mă înțelegeți ce, dacă mă înțelegeți ceea ce vreau eu să, ceea ce am eu în cap. Pur și simplu așa miroase acea femeie um, veri de miur, cum se spune. Da? Nu știu, așa miroase. Din nou, un parfum ce cu siguranță, cu siguranță îl poți purta la școală, la birou, E drept cu mai puține pulverizări, deoarece parfumurile de la Arabiat Prestige stau bine la performanțe. Deja am strâns suficiente încât vă pot spune cu toată sinceritatea că da, stau bine de tot la capitolul performanțe. Dar, din nou, genul de parfum ușor de purtat oriunde, oricând, în absolut orice sezon. Absolut, nu știu, peste tot. Și următorul parfum Salut domnul Dan am pungă și de data aceasta vine tot de la Arabiat Prestij. Dar am eu o glumă cu domnul Dan ca să nu mai ridicați din sprânceană în legătură cu punguțele. Vine de la Arabiat Prestij și se numește Nisma, apă de parfum. Și da, este inspirat din celebrul ADN de Ian Pistacio Gelato și prezentarea este... Spuneți voi cum este că pe mine m-a ucis. Și o să spuneți, mai oprește-te nebuno cu atâtea inspirații de Ian Pistacio Gelato și eu o să spun nu. Nu, nu mă opresc. Să se oprească ei și atunci o să mă opresc eu. Aceasta este sticla, din nou, foarte, foarte grea, foarte faină, are treaba aceea, vedeți aici, fund dublu plus treaba aceasta din metal, foarte bine lucrată, n-ai ce să-i spui, capac metalic foarte greu și, da, aici aveam dry down-ul final, acest Nisma de la Arabiat, și da, a se observat omizoarele casei arabiat. N-ai cum, n-ai cum. Doamne Dumnezeule! Da, o să spuneți ce tot, Doamne Dumnezeule, că nu e nimic nou sub soare, e <coughs> a nu știu câta inspirație pentru i-am pistace Ei bine, ei bine. Urmează și clipul cu i-am pistace Că știți că am acei 10 ml, miniatura aceea plus toate variantele, toate inspirațiile pentru acel ADN, însă acest nisma la un prim nas, în deschidere, mă duce oarecum în zona lui Hair Pistachio de la Paris Corner, însă, și da, mă umflă râsul, către dry ul final, mă duce către Last Chance de la French Avenue. Da? Pentru mine și pentru percepția mea pentru simțul meu, pentru gradul meu al gradul nivelului olfactiv, înțelegeți voi? Nu știu ce a ieșit aici tot cior oricum. Da. În deschidere este un hair pistachio mai elevat, dacă are sens, mai uh, un hair pistachio cu mai multă frișcă și fistic, decât în Hair Pistachio de la Periscorner, iar în dry down-ul final se apropie extrem, extrem de mult de Lascius de la French Ebony. Adică este uh, mai nati. Se resimt uh, acele alune mult, mult mai clar. Nu este rău. <coughs> o să-i dau puțin timp pentru că toate celelalte sunt, uh, toate... Celelalte inspirații pentru pista pistace gelato sunt așezate și trebuie să fiu corectă, să-l las și pe el puțin, să-l port și pe el. Îmi <coughs> cer scuze. Și apoi voi face clipul final cu toate variantele de pista pistace gelato. Însă, cu siguranță acesta este top 3. Îmi place chestia aceasta. Îmi place că s-a. Elevat un pic, tot termenul acesta îmi vine în cap deschiderea lui Hair Pistachio și se adaugă dry down-ul final din Lascius. Îmi place treaba asta! Chiar îmi place! Exact cum v-am spus, Hair Pistachio, Lascius și acest Nisma, rezumându-mă stric la aceste trei parfumuri, eu am mai multe inspirații, veți vedea atunci în acel clip au în parte același ADN, pornesc toate trei din același ADN, însă sunt diferite. Nu pot să spun, cel puțin Haier Pistaciu îl cunosc ca pe tatăl nostru, vorba aceea, două sticle, trei sticle, nici nu mai știu câte am terminat. Două, două sticle. Dar da, categoric da. Și vai de mine, minutul 52. Hai că mai am patru. Următorul Salut, domnul Dan, am pungă și de data aceasta este Rihla. Pentru că, da, Rihla a venit a aseară inițial și cred că m-a blestemat domnul Dan că nu mi-este -mi de aici parfumul. A, ba da. Iată. Tot am pungă și e întreagă. Așa. Rihla, tot arabiat presti. Prestigi. Suriorul sau frățiorul lui Nisma Inițial nu aveam de gând să am de-a face cu acest parfum Care da aceeași prezentare Nu aveam de gând să am de-a face cu acest parfum Pentru că ei pe site spun că este inspirat din Jean Paul Gaultier Scandal Ei bine, eu fac parte din acele 1% femei de pe pământ Mă grăbeam să-l pulverizez și nu v-am arătat sticluța care da, aceeași, doar că diferă culoarea. Um, fac parte din acele 1% femei de pe pământ care, cărora nu le place uh, scandal de la Jean-Paul Gaultier. Ei bine, Ricla. Doamne, Dumnezeule! Gândiți-vă la. Nu știu. Um... Ori este vreun flanker de scandal pe care eu nu l-am năsuit, ori nu știu, pentru că scandal, prima impresie, prima impresie, prima variantă a lui scandal, aș putea să spun că este doar un 5% pe undeva pe aici. Doar o idee, doar o atingere a acelui ADN. Dar, pentru mine, Rihla înseamnă Marshmallows cu miere și caramel și servite așa lângă o floare de portocal. Și yasomie. Da, Asta înseamnă rihla pentru mine. Habar n-am pentru că din nou ne iubind scandal de la Jean Paul Gaultier nu am stat să testez toate flâncărele sale. Nu am idee dacă rihla nu cumva este inspirat dintr-un flanker de scandal pentru că ADN-ul originalului exact cum v-am spus, doar undeva la 5% îl găsesc eu aici um, Rihla, fiind un parfum superb, de sine stătător, um, fără acel de Middle exact cum v-am spus pur și simplu marshmallows cu miere caramel, ceva floare de portocal și ceva asomie. este nu știu Genul acela de parfum de, care creează dependență, care atrage complimente, este foarte dulce. Bine, pentru mine nu e foarte dulce, dar dacă sunteți în zona citricelor, s-ar putea să spuneți pas. Este foarte, foarte fain. Foarte fain. Din nou, genul de parfum perfect, perfect pentru vreme rece. Da, și în dry down-ul final... <coughs> um, se Gândiți-vă la acele marshmallows cu caramel dar de data aceasta cu topping de miere pe deasupra, toamne cum e, nu știu, testați-l. Deci acesta insist să luați un decant, o mostră, mai ales că um, acestea două că știu că de asta l-am comandat eu um, sunt la reducere 18% în momentul de față pe site și da, categoric merită. Merită, merită. Bun. Acest parfum este marketat ca fiind a fi un parfum masculin, vine de la Fragrance World, se numește Nuke 2 și Oana Made Me Bite. It. Oana Valkyria. Aceasta este sticluța grenadă. și e, e scos cuiul și da, este un parfum inspirat din um, Spice Bomb Extreme și o să spuneți ce naiba cauți, iar cu parfum masculin. Da, ne Dumnezeule, îmi place. Deci îmi place, dar nu mai pot. Ați văzut și holul um, Haifa. Am lapsusuri că mă. Grăbesc că mai am două parfumuri și e minutul 57. Ați văzut holul Haifa, da, mi-a mai luat o inspirație și de la Haifa, însă varianta aceasta Nuke 2.0 de la Fragrance World pe repede înainte se deschide condimentat. Este și acel șofran acolo, este și tutunul, însă pe măsură ce se dezvoltă uh, Nuke 2 Doamne, cum e! Vanilia de aici este mult mai in your face, dacă doriți. Este și tutunul, dar parcă vanilia este mai puternică față de tutunul din acest parfum. Este mult mai ușor de purtat, dacă doriți. Este o variantă de Spice Bomb Extreme cu extra vanilie, dacă are sens. Cel puțin eu așa o percep. Foarte, foarte fain și nu știu, este divin de la prezentare, adică cred și eu în capul meu că orice bărbat, oricărui bărbat i-ar place să primească acest parfum cadou. De la prezentare până la aromă. Pentru că, da, dacă nu sunteți ca mine, um, nu vă plac parfumurile cu din zona unisex sau cu inclinație către latura masculină, o să spuneți că este mult prea mult. Dar pentru mine eu toamna, iarna, nu spun niciodată nu unui tutun bun. Și da, Nuc 2.0 este acel tutun bun cu vanilie. Are și tenta aceea, exact cum spunea One Oana în clip, ceva ce te poate duce cu gândul către o prăjiturică, însă nu pică pentru mine, cel puțin în latura gurmandă, tutunul e acolo și ține totul pe linia de parfum. Foarte, foarte fain, foarte fain. Și ultimele două le-am lăsat la final, nu plecați nicăieri, că acum avem niște bombe. Mi-a căzut bloterul cu dry down-ul final. Uh, am și pungă. Vorbim aici despre Lutfa The Seven Heaven. Inspirație pentru Imperial Valley de la Giza, Giza, cum vreți voi să-i spuneți. Și da. Aici e de vină Cristina. Se știe ea care Cristina. Nu știu dacă mă vede, dar eu te pup dacă mă vezi. E de vină Cristina pentru acest parfum că eu puteam trăi fericită și liniștită. Vine de la Arabiat Prestij, dar oricum vă puteți da seama numai după atomizor că vine de la Arabiat Prestij. Eu putem, puteam trăi, doamne, foarte liniștită. Cristina a spus nu. Agită-te, Ano, și ia testează tu parfumul ăsta. Se deschide curat. Verde, dacă vreți. Un verde amărui, dacă are sens. Și da, mi-am pus grenada aici, în fața ochilor și o dărâma. Uh, verde curat, un verde amărui, dacă are sens. Uh, însă, pe măsură ce se dezvoltă, apare și izul acela de, de piele, da. Pentru că e o chestie aici, tenta aceea măruie și cu nota aceea de piele nu prea te lasă să simți ce și cum. Însă, pielea de aici este aerisită, dacă are sens. Nu e ceva in your face, nu e ceva copleșitor, nu e ceva să nu poți purta. Pentru mine, cu siguranță, este genul de aromă total, total unisex. însă, datorită acordului de piele, datorită izului acela verde fiind de tot amărui, multe doamne s-ar putea să spună că este înclinat către latura masculină. Sunt perfect de acord cu treaba asta, suntem diferiți, fiecare le percepem, percepem parfumurile diferit, însă Lutfa, The Seven Heaven de la Arabiat Prestige, Miroase precum a nu știu, miroase a Dubai și știu că sună um, aiurea, sună așa, a stereotip, însă pur și simplu miroase a lux, miroase a bogăție, miroase a opulență. Um, are pielea aceea acolo, are insula acela verde mărui ce te poate duce cu gândul către zona Middle eastern Dar are și o parte, cum să spun eu, o atingere mai dulce, dacă are sens. O ambră, aș spune eu, stați așa că am și dry-down-ul final. Da, ambră, ceva vetiver, dar foarte fain, foarte, foarte fain. Pentru mine nu este nimic mult prea mult în acest parfum și cu siguranță poate fi acel parfum cum să spun eu. De vreme mai rece însă eu personal l-aș purta și seara la un eveniment, chiar dacă e vara afară. Cu siguranță. Despre acest parfum o să mă mai auziți vorbind, de fapt, despre toate. Iar am lăsat la urmă plăcerea mea cea mai mare. <laughs> Din nou, am pungă. Salut, domnul Dan, asta e ultima pungă, te las în pace. Și avem aici, n-aveam cum să, nu am Ariz absolut de la Arabia Prestigi, care vine eteașe, doamne, nu vreți să știți ce e în jurul meu, și așa, aceasta este sticluța. Pentru mine sticla asta pur și simplu este, dacă vreți să fac așa un mic joc de cuvinte, bijuteria Orientului. Are ceva Middle eastern în ea și totodată are și ceva ce te duce cu gândul către o bijuterie. Însă, pe repede înainte, este inspirația lui Velvet Tonka de la BDK și, da, și am lăsat-o la final pentru că pur și simplu e genul de parfum um, destul de proeminent, dacă are sens. Pentru mine a fost dragoste la primul nas, um, migdalele acelea amărui, dar dulci și dulci și amare deopotrivă, dacă are sens ceea ce spun. Um, a fost ceva ce m-a dus cu gândul pentru prima pulverizare, la primul nas, la prima testare, către un marțipan umplut cu cremă de nuci, dacă are sens cremă de nuci și cremă de migdale dulci. Da? Deci pur și simplu am avut în fața ochilor un marțipan cu această umplutură, cremă de migdale și cremă de nuci. Este și izul acela de vanilie aici, este și izul acela de boabe tonca, însă pe măsură ce se dezvoltă și pe măsură ce se așează din ce în ce mai mult, pentru mine, Miroase, dacă sunteți iubitori sau iubitoare a bucătăriei turcești, este un desert, o să vă inserez o poză pe undeva pe aici, se numește şekerpare. Pare. Pur și simplu, pentru mine, oricum și originalul de la BDK, Miroase a şekerpare. Pare. Ariz la absolut, din nou, miroase a şekerpare. Pare. Eu așa percep, așa fac eu analogia aceasta. Și da, pentru mine, am testat originalul, nu-l dețin, uh, mai am doar un ulei inspirat din același ADN de la Udarabi London Rogue. Da, urmează și ele să vină. Pentru mine, Ariz absolut este foarte apropiat. 95% dacă doriți să vă vorbesc în procente de BDK Velvet Tonka. Și nu știu de ce, cred că acesta... Toamna aceasta voi oscila între Aris Lapsolu, Ibisco Nirvana și nu l-am aici. Uh, cum, îl, cum, cum se numește? Doamne ce lapsus am! Inspirația pentru uh, Guidance. Vi-l pe undeva pe aici că nu am creierul scurt circuitat în momentul de față. Toamna aceasta pentru mine va însemna aceste trei parfumuri. Nu știu de ce, da? Le iubesc pe toate, deopotrivă, o oră și șase minute. Am o scuză, 14 parfumuri. Le iubesc pe toate, deopotrivă, vor urma recenzii, topuri, selecții, păreri, opinii și așa mai departe. Acum am încheiat tot. <laughs> Să rămână mult dacă ați rămas cu mine până în momentul de față. Nu uitați faptul că mai sunt 3 zile, dacă nu mă înșel, de reduceri cu reduceri pe site-ul celor de la Dubai Collection, unde codul roș 25 funcționează în continuare, chiar dacă parfumurile sunt reduse pe site. Link în bara de descriere pentru absolut tot ce vedeți în acest videoclip. Nu uitați, testați înainte. Testați, testați, testați. Nu achiziționați full size blind. Să rămână mult dacă ați rămas cu mine până la final Vă aștept cu mare, mare drag în secțiunea comentarii Și până data viitoare, vă îmbrățișez Vă doresc din suflet zile minunate și mega, mega parfumate V-am pupat!